Un bancher rus împușcat la Londra, un politician din Republica Moldova, un mercenar din Transnistria, o filieră de asasini plătiți de la Chișinău și un bărbat ciuruit de gloanțe la București. Ar putea exista o legătură între toate acestea? Se pare că da. Reporterii organizației Rise Project au realizat o investigație periculoasă și fără precedent pentru a dezlega firele care leagă toate aceste personaje. Și au descoperit o poveste reală ca un film american, cu miliardari vânați, bani murdari, crime la comandă și victime colaterale. La această anchetă a dat o mână de ajutor și echipa în premieră. Соответственно, я начал подходить, вышел из такси, подошел к подъезду, начал открывать дверь, и в этот момент почувствовал, что меня начинает втыкаться пуля. Самая плохая была первая пуля, которая мне сделала очень больно. Мы разговаривали по телефону, Герман ехал с работы. Я слышала, как он выходит из такси. Слышала, как он набирает домофон. И какое-то замешательство, какой-то шорох. Я говорю, что у тебя? Меня убили, сказал он. Как? Я говорю, что? Что значит убили? Меня, говорит, убили, Наташ. Все. Я побежала на улицу и стала кричать громко. Помогите, полицию вызовите. Я останавливала машины, я бросалась на людей, я просила вызвать полицию, стучала в двери. Пришли люди, потом мне сделали укол, и вот с этого момента я больше ничего не помню. Из реанимации я там жила суток двое, наверное, около него. Я начал понимать, кто я, что я и так далее. Лечение, на самом деле, время было такое, то есть как мне было... Меня постоянно оперировали, меня возили, закрывали. В итоге у них что-то не получилось у врачей, они оставили меня открытым на 6 месяцев. У меня попали все 8 пуль. Да, одна пуля прошла на вылет, одна до сих пор осталась во мне. А 6 пуль нашли, 8 пуль, я живой, и это чудо. Martie 2012. Camerele de securitate surprind un bărbat care iese din metroul londonez. Potrivit autorităților, omul se îndreaptă spre un complex de apartamente din estul capitalei britanice, se postează în zonă și așteaptă. Curând apare un alt bărbat, locatar al imobilului. Intră în bloc. În acel moment, individul care l-aștepta iese grăbit din ascunzătoare și trage în el 8 gloanțe cu un pistol cu amortizor. Victima supraviețuiește. It was a bloodbath. There was blood. You can see the white walls. Completely just covered with blood, and this window was popped out, and this window was popped out. A major inquiry has been launched by Scotland Yard. They say it's too early to speculate on who's responsible for the attack. Yet events here this week are being linked to organized crime in Russia, contract killings, and billions of dollars. Într-adevăr, autoritățile britanice anunță că trăgătorul a fost un asasin plătit. Victima atacului din Londra se numește German Gorbunțov. E rus, miliardar, bancher și om de afaceri, cu mulți inamici potențiali. Din cauza reputației lui, presa l-a supranumit bancherul negru. E bănuit de legături strânse cu furnizori de bani negri din Rusia și estul Europei, pe care i-ar fi ajutat să-și spele conturile. Astăzi, unele dintre băncile pe care le-a condus sunt investigate, iar el este suspect într-un dosar de tentativă de asasinat asupra fostului partener de afaceri de la Moscova, Alexander Antonov. Jurnaliștii Rise au încercat să afle ce se ascunde în spatele tentativei de asasinat asupra lui Gorbunțov și au descoperit curând că incidentul de la Londra este doar o mică parte dintr-o poveste amplă despre rețele transnaționale de ucigași plătiți, un război pe miliarde de dolari murdari, dus de oligarhi est-europeni și implicații la vârful puterii de stat din Rusia. București 2011. În cartierul Vitan, un bărbat se întoarce acasă. Nici nu apucă să intre în blocul său, că din întuneric sare un individ înarmat cu un Kalashnikov. Îl ciuruiește cu 12 gloanțe în cap și piept. Asasinul a confundat ținta, dar victima supraviețuiește miraculos. Autoritățile române încep să investigheze cazul și reușesc să identifice un suspect, un anume Vitalie Proca.
Imediat apare un detaliu uluitor. Ar putea fi același trăgător plătit să-l asasineze pe rusul Gorbunțov la Londra. Plus încă un indiciu. Presupusul asasin este cetățean al Republicii Moldova. Cu 4 ani înainte de a fi împușcat, Gorbunțov își părăsea în grabă afacerile din Rusia și fugea din țară ca să scape de răzbunarea partenerilor lui, care îl acuzau că le-a furat banii. Refugiat în Republica Moldova, rusul se relansează în afaceri și cumpără acțiuni la mai multe bănci. Una dintre ele, Universal Bank Chișinău, va deveni curând subiectul unei dispute majore și sângeroase. Businessul lui Gorbunțov din Moldova nu le scapă însă foștilor parteneri de la Moscova, așa că bancherul se sperie din nou și fuge la Londra. Doar că în spate a lăsat mulți dușmani. Cu doar câteva săptămâni înainte de atac, serviciile secrete de la Chișinău interceptează câteva convorbiri telefonice, în care pare să se vorbească despre răzbunare. Situația e foarte simplă. К этому петуху на сегодняшний день моральные претензии за весь бардак, который он устроил здесь в системе 2 года в Москве. Понимаешь, он реально попил кровь, он спиздил кассу государства. Государство за это будет жестоко наказано. Ну, блядь, ну, короче, в пиздец. Есть ситуация, ну, что именно были вынуждены идти этим путем. Мы когда встретимся, я объясню кое-какие нюансы, которые не по телефону. Почему нельзя было решить вопрос по-другому, понимаешь? Bărbatul interceptat se numește Renato Usati și pe lângă business, de curând a intrat în politică. Mai important însă, moldoveanul are legături puternice la Moscova, unde face afaceri cu Societatea de Căi Ferate, una dintre cele mai puternice companii de stat din Rusia. Iar partenerii săi de afaceri de acolo se întâmplă să fie exact oamenii de care a fugit Gorbunțov. Convorbirile în care Usati face referire la bancherul rus au fost interceptate cu doar câteva luni înainte ca Proca, bărbatul suspectat de tentativă de asasinat, să deschidă focul la Londra. German Gorbunțov îl invită pe reporterul Rise Project Mihai Munteanu la Londra. Au trecut 2 ani de când a fost împușcat, dar rusul nu s-a refăcut fizic de pe urma rănilor și încă mai trăiește sub supraveghere continuă. Între timp însă, crede că a reușit să afle cine a dat ordinul să fie ucis. Credeți că Renato Usati și șefii lui sunt în spatele atentatului comis împotriva vieții dumneavoastră? Я считаю, что да. Очень много людей могли заменить его, когда за это платят. Сатум было все равно, умру я или нет. Моя смерть была выгодна Ушаровичу Крапивину. Gorbunțov are deci o variantă complicată despre evenimentele de la Londra. Crede că Renato Usati a primit instrucțiuni privind asasinatul de la cei 2 parteneri pe care i-a avut pe când făcea afaceri cu căile ferate ruse. Andrei Crapivin și Boris Ușorovici, în același timp însă, aveau strânse legături de afaceri și cu Gorbunțov, până când au intrat în conflict. Niciunul dintre cei 2 nu este însă investigat sau acuzat oficial în cazul acestei tentative de asasinat. Compania de căi ferate este organism vital al Rusiei. Pe lângă faptul că e extrem de puternică, societatea aparține statului și e manageriată de Kremlin. Iar cei 2 bărbați despre care Gorbunțov crede că ar fi ordonat asasinatul lucrau strâns cu Vladimir Iacunin, președinte al căilor ferate ruse, dar și sfătuitor și prieten apropiat al lui Vladimir Putin. Gorbunțov mai spune că după ce a intrat în conflict cu cei 2 oameni de afaceri, aceștia l-au distrus financiar, furându-i întreaga avere. Acolo 2 miliarde de dolari. Apoi, spune el, fiul lui Andrei Crapivin, Alexei, a devenit noul stăpân al băncilor și al celorlalte proprietăți deținute de Gorbunțov, care, susține rusul, ar fi fost pur și simplu furate printr-o manevră deja consacrată. Nu cred că nu, dar nu pot să comentez pe această chestie. Da, deci, doar au luat podpisele. Половину заставили подписать мою бывшую жену. Dar, când el a fugit la Chișinău, spune Gorbunțov, inamicii lui n-au mai avut cum să-i facă rău, așa că ar fi apelat la Renato Usati, partenerul lor, care avea suficientă influență în Republica Moldova. L-ar fi trimis deci pe Usati, pe urmele lui Gorbunțov, iar acolo i-ar fi furat rusului cea mai importantă afacere. Со слов Рената на записи, мы у него украли банк, он и не заметил.
Potrivit rusului, după ce i-au furat proprietățile, inamicii lui au încercat să-l anihileze ca să-i închidă gura și să șteargă urmele. Da, trebuie să nu scali, Renat. Сделай что-то очень плохое, мы тебе за это заплатим, сколько тебе не снилось, да? Înaintea atacului din Londra, presupusul asasin moldovean Vitalie Proca a fost eliberat condiționat din închisoarea în care își ispășea pedeapsa pentru o dublă crimă. Eliberarea lui e acum sub investigație. Я думаю, что Виталий Прока работал на человека, которого вытащил из тюрьмы. Я думаю, что это и был контракт, да, что я тебя вытаскиваю из тюрьмы, ты на меня за это работаешь и оказываешь мне разного рода услуги. Я, честно говоря, считал, что вот в России ну, много коррупции, да, но я такого, как в Молдавии, не видел нигде и никогда. Am plecat și noi spre Republica Moldova ca să stăm de vorbă cu omul pe care Gorbunțov îl acuză că ar fi comandat personal atacul de la Londra din martie 2012. Eu am zis că on îi zăcazul. On îi zăcazul. Dinsă, da? L-am găsit pe Renato Usati la un concert caritabil, organizat pentru salvarea unui copil bolnav. Acum, în aplauzele dumneavoastră, aș vrea să-l invit în scenă pe un om cu inimă mare, un om despre care am auzit nu prea de mult, un om care vine, apare, dispare și după el rămân lucruri frumoase. Omul de afaceri, Renat Usati. Deși este celebru pentru actele sale de generozitate, puțin dintre oamenii din public știu cine este și cu ce se ocupă Renato Usati. Jurnaliștii locali de investigație spun că ascensiunea lui a fost fulgerătoare și că a devenit extrem de puternic și influent aproape peste noapte. Prima dată despre el am auzit în 2011 cu prilejul scandalului în jurul unei bănci, Universal Bank. Pe urmă am, mă rog, m-am aflat că de fapt aici în Moldova el practic nu are afaceri și toate aceste bani, proveniența lor este din Rusia, unde a plecat vreo 10 ani în urmă. Cum a făcut? Pot să spun ce a auzit el, adică niște afaceri cu căile ferate ale Rusiei. I-am solicitat lui Renato Usati un interviu și el a acceptat. A ajuns la întâlnire într-o mașină blindată și înconjurat de bodyguards ruși. Ne-a condus în apartamentul său din centrul Chișinăului și ne-a prezentat viața pe care o duce și personajele de care e înconjurat. Ah, you see? Here I'm on a boat in Moscow with the Steven Seagal. It's me, Steven Seagal. And Renat, he comes very often to Moscow on a visit. We go to kickboxing, to disco, girls, forever. Are 36 de ani și un venit de câteva milioane de euro pe an. Se mândrește însă că a pornit de jos și că a ajuns prosper și influent în Rusia și Republica Moldova fără să-l ajute cineva. Iar de la afaceri până la politică, saltul a fost firesc. Și a înființat la Chișinău un partid politic și își cucerește electoratul cu fapte bune și concerte cu artiști celebri decorați de însuși Vladimir Putin. În campania pentru alegerile parlamentare, Renato Usati mizează pe voturile populației rusofone și promite că, dacă va câștiga, va milita pentru denunțarea acordului cu Uniunea Europeană și integrarea Moldovei în Uniunea Euroasiatică, adică în comunitatea statelor dependente economic de Rusia. Dar statutul lui de un bogat și celebru în două țări i-a atras inamici, crede Usati. Presa de la Chișinău îl numește mereu controversat, iar unii se grăbesc să creadă lucrurile mai puțin favorabile care se zvonesc despre el. Așa ar sta situația și cu interceptările despre Gorbunțov. Spusele lui au fost scoase din context și interpretate greșit. Dar între el, furtul averii lui German Gorbunțov și tentativa de asasinat, există vreo legătură? Îl întrebăm. Gorbunțov a fost victima unei tentative de asasinat. Da, 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 e clar. Ei au arătat spre tine, spre un grup din Rusia, spre care ei pretind că tu l-ai reprezentat.
n-am fost invitat niciodată, nici în Republica Moldova, nici în Federația Rusă. N-am avut nici invitație din Scotland Yard. Am vrut să altceva să subliniez. Am vrut să subliniez chestia că ce s-a întâmplat cu el nu e o greșeală sau e o aventură. E rezultatul la toate crimele și porcările pe care le-a făcut el prin activitatea lui, cred că așa a zis corect. Până a venit Gorbunțov în Republica Moldova, deja se spunea în presa rusă despre Gorbunțov ca bancher negru. Adică aici merge vorba și de cazul că un fost partener de lui Frenkel a mers la pușcărie pentru organizarea omorului prin vicepreședintele Băncii Naționale Ruse. Renato Usati face referire la momentul în care Gorbunțov a fost audiat de poliția rusă în cazul asasinării primului înalt oficial, ce a dezvăluit spălările masive de bani din băncile rusești. Cât despre Universal Bank, Usati spune că banca nu a fost furată, ci preluată de el ca să salveze banii depuși acolo de oameni sărmani pe care Gorbunțov s-ar fi pregătit să-i fure. Ce legat de Universal Bank aș vrea să explic pentru toată lumea, n-a fost niciun atac Raider, a fost o cumpărare a acțiunilor legală. Aveam informații legate de spălarea banilor, inclusiv au început a dispărea și banii unelor persoane fizice. Gorbunțov a furat banii din bancă și eu acum ce trebuie să spun? Bravo, Gorbunțov, ai furat banii acționarilor, ai furat banii noștri, îți doresc succes mai departe. În Republica Moldova, autoritățile par să confirme spusele lui Renato Usati și, mai mult decât atât, cer extrădarea lui Gorbunțov din Marea Britanie, pe care îl acuză de spălare de bani și de intenția de a-l asasina pe Usati. A avut loc o pregătire de omor în privința lui Renato Usati în cadrul urmăririi penale conform probelor administrate. Noi am avut toate mierile de a înainta lui German Gorbunțov învinuirea de organizarea acestei infracțiuni. Mai precis, înainte de a fi împușcat la Londra, Gorbunțov ar fi apelat primul la un asasin ca să-l ucide pe Renato Usati pentru că i-ar fi furat banca. Persoana căreia i-ar fi dat ordinul se numea Ion Stratulat și fusese mai întâi polițist la Chișinău și apoi angajat al lui Gorbunțov, dar și cel care a organizat, spun procurorii, un atentat cu bombă în centrul Chișinăului, în care a murit un alt om de afaceri cunoscut în piața țigărilor din regiune. Asasinul pe care l-ar fi trimis Gorbunțov n-a mai apucat însă să-și ducă fapta până la capăt, pentru că în septembrie 2011 a fost el însuși omorât într-o răfuială în stil mafiot în centrul capitalei moldovene. L-a împușcat în cap un fost campion național la kickboxing. Încerc să înțeleg de ce vrea Gorbunțov să-ți dorească ție moartea. El atât nu stimea de mine cât știa că, în primul rând, fiind născut în Republica Moldova, și aveam, având relații destul de bune cu mai multă lume, Gorbunțov înțelegea că Usati este persoana care poate să demonstreze la toată lumea cu oameni buni. Uitați-vă și s-a ocupat Gorbunțov la Moscova. Acum, omul de afaceri spune că Gorbunțov face un joc. Se plânge că a fost victima unei tentative de asasinat ordonată de Usati ca să nu fie extradat din Anglia în Republica Moldova. Nu e corect, adică trebuia să-l aduc în Moldova și o să fac tot posibil ca el să ajungă în Chișinău să răspundă în fața justiției pentru tot ce a făcut el. În public și în fața camerei, Usati se prezintă așadar ca un salvator al poporului moldovean, a cărui bunăstare ar fi amenințată de afacerile ilegale ale lui Gorbunțov. Usati nu scoate însă nicio vorbă despre acuzațiile bancherului rus legate de conexiunile moldoveanului cu partenerii căilor ferate din Rusia. Doar că, într-o înregistrare cu camera ascunsă, realizată ulterior, omul de afaceri dezvăluie brusc o altă imagine, cea a unui personaj implicat direct într-un război amplu, nevăzut, care se duce chiar acum și care are ca miză miliarde de dolari, aparținând unor oameni extrem de influenți din Rusia și unor membri ai serviciilor secrete. Renat, pe cine reprezinți? E efectiv în războiul ăsta cu Gorbunțov? Deci eu, având business-ul meu la Califerat, i-am cunoscut pe Crapivin, Ușorovici, ăștia în care Gorbunțov de cel mai tare război de asta. Deci, ei păstrau la el bani. Am înțeles. Și banii ăștia erau inclusiv și a domnului și a mai mare din Rusia. Și păgile. Și păgile, corect.
Potrivit lui Usati, Gorbunțov a fost bancherul care a gestionat banii ilegal proveniți din afaceri cu căile ferate rusești. Când Renat Usati a apărut în combinație, nu m-a chemat primii de la căile ferate. Aha, de directul, nu? Nu, directul vicepreședinței. Renat, este un vagabond care a furat o sumă de bani din Federația Rusă. Băieții de la FSB și ăștia de la Crimen, adică aveau nevoie de cineva care... De un intermediar. Care cunoaște, nu intermediar, dar persoana care cunoaște tema Republicii Moldova, dar având mentalitatea de moldovean care cunoaște lumea, adică... Da, știu. El mai spune că bancherul a furat de la cei mai puternici oameni ai Rusiei 800 de milioane de dolari bani negri. 500 de milioane de dolari au fost deja recuperați. Totuși, ar mai trebui luate de la Gorbunțov alte 300 de milioane. 50% era califerată rusă și 50% erau persoane cu venit mare. Era grupare criminală. Era businessman, oligarh rus care, mă rog, avea nevoie să-ți vină niște bani în cont peste hotare. Omul de afaceri moldovean mai spune că printre cei care aveau conturi în băncile furate de Gorbunțov s-ar fi aflat și liderea Solțevskaya Bratva, cea mai cunoscută grupare de criminalitate organizată din Rusia. La un moment dat, chiar German Gorbunțov susținea că organizația a fost cea care i-a furat averea, amenințându-i soția și obligându-o să semneze cedarea proprietăților lui. Prin urmare, fostul bancher avea un număr foarte mare de dușmani și astfel, adevărul din spatele tentativei de asasinat de la Londra e greu de aflat. Așa că am decis să mergem pe urmele moldoveanului anchetat pentru tentativa de asasinat. Ca orice angajat, fiecare asasin are și el un șef. Vitalie Proca nu face excepție. Încercarea de a afla cine i-a dat sarcina de a-și elimina victimele de la Londra și din România, reporterii Rise s-au infiltrat în lumea crimei organizate din Europa de Est. Primul pas al investigației a presupus urmărirea traseelor parcurse de Vitalie Proca în Europa. 27 octombrie 2011. Proca intră în România pe la Sculeni. Se afla în mașina unei firme care îi aparține lui Robert Gârleanu, un moldovean implicat în triplu asasinat comis în Republica Moldova în anul 2000. Atunci, potrivit unei anchete în curs, Gârleanu ar fi acționat la comanda unuia dintre cei mai periculoși lideri ai crimei organizate din Europa de Est, Ion Druță, supranumit Pisateli. La indicația Druță Ion, Gârleanu Robert i-a mitraliat pe cei trei, și i-au suit în portbagajul unui automobil, i-au dus în apropierea traseului Chișinău-Hâncești, unde i-au îngropat, în prealabil, incinerându-i. 9 zile mai târziu, la începutul lui noiembrie 2011, suspectul Vitalie Proca părăsește țara la bordul unui autovehicul care aparține unui alt ucigaș plătit, cercetat pentru jaf și omor la comandă, comise tot în România. S-a reținut împotriva acestora faptul că ei au determinat alți 6 cetățeni moldoveni care se pătrundă pe timp de noapte în casa omului de afaceri Băcăuan, Damian Valeriu, noaptea de 10 spre 11 august 2011, să-l deposedeze pe acesta prin violență de valorile pe care le deținea în locuință și să-l ucidă. Cei doi frați Druță nu au plecat la drum, să spun așa, fără știrea fratelui dumnealor și poate chiar cu determinarea lui. Omorul fusese organizat de frații lui Ion Druță, Pisateli, și dus la îndeplinire de 6 sportivi din Republica Moldova. Prietenia fraților Druță cu Vitalie Proca e veche, se știu din închisoare. Cred că ne apropiem de cea mai periculoasă grupare criminală de aici, din regiune. Ei sunt structurați pe principii militare și respectă cam toate tradițiile mafiei ruse și, de regulă, acești oameni prestează tot felul de servicii celor pe care noi îi numim culoare albe și care, în acest caz, sunt bancherii ruși, implicați în spălări masive de bani, inclusiv aici, în Republica Moldova. Ion Druță este parte din această grupare și credem că el este personajul cheie care ne-ar putea duce spre cel care a comandat moartea lui Gorbunțov. În vara lui 2013, după câteva luni de negocieri cu reporterul Mihai Munteanu, interlopul moldovean se lasă convins să vorbească în fața camerei. Deocamdată e în libertate la Chișinău și circulă nestingherit între Moldova și Republica Separatistă Transnistria, deși e cercetat pentru că ar fi comandat cel puțin 5 asasinate. În plus, Interpol îl vânează la cererea autorităților române pentru instigare la omor și trafic de arme. În fața reporterului Rice spune însă că e nevinovat. Dumneavoastră acum vă considerați
o autoritate în lumea interlopă, un om de afaceri sau efectiv un întreprinzător? Un om de afaceri. Deci? Deci nu aș putea să nu fac criminaluri. Eu cred că dacă aș face lucruri ăștia, nici nu mai stăteam acum în fața dumneavoastră vorbind așa lucruri. Corect? Dumneavoastră ați fost un șef al unei asemenea brigăți, mă înșel? Sincer? Nu spune șef, poate e un fel de... Nu știu. Cum spune, nume sau autoritate sau ceva de genul ăsta. De fapt, în acest interviu, Ion Druță e modest. Potrivit unor documente ale procurorilor români, el nu este doar o simplă autoritate în mediul infracțional, ci și numărul 3 într-o grupare criminală extrem de periculoasă, cercetată în România și Italia pentru contrabandă cu țigări, trafic de persoane și activități de tip mafiot. Șeful grupării, Nicu Patron, a primit cea mai mare distinție acordată criminalilor din spațiul ex-sovietic. El a fost numit Vorvazacone, adică hoț în lege. Un titlu care se acordă extrem de rar în lumea interlopă și de care se bucură doar liderii celor mai periculoase grupări criminale din fostul bloc sovietic. Tradițional, aceste grupări criminale sunt organizate pe principii militare și coordonează un număr mare de racheți transnistreni și moldoveni racolați din închisori sau din săli de sport și trimiși să execute comenzi în toată Europa. Ion Druță spune însă că tovarășii săi sunt mai degrabă specializați în servicii de protecție. Eu aș vrea la poliție să văd măcar presupuneri de-a lor, fantazii de lor. Rămas cu ani și de 90 sau nu știu și că mare, nu știu ce suntem, echipe și brigăți, cum spune, nu e adevărat. În ziua de azi la noi probleme care se rezolva între echipe, în ziua de azi se rezolvă între clanuri de poliție, cum spune, cum mătrismul ăsta la noi, la Moldova. Apelau la o echipă de sportivi, era într-o sală de sport sau mulți sportivi. Poate așa se forma fără să vrem noi brigada asta. De fapt, procurorii îl descriu pe Ion Druță ca fiind brațul armat al lui Patron, adică șeful brigăzilor de racheți implicate în războaiele și reglările de conturi ale organizației. Vitalie Proca este parte din această rețea, dar nu e clar în acest moment dacă la Londra a fost trimis de Ion Druță. În interviu, el susține că nu putea să comande asasinarea lui Gorbunțov, în primul rând pentru că nu-i știa adresa. Nu poți să păcăti tăti cu Gorbunțov, ăsta să afle o adresă care e imposibil să o afle. Sigur că adresa o știi care o dată înseamnă că așa la cred că își știi mai multe. Intră dânși acolo, să comandă, să prietenesc, să împușcă, să... Nu mai știu ce fac. Acolo-s vorba de miliarde. Așa că la noi miliarde nu sunt, nici milioane nu sunt. Chiar în timpul realizării acestei investigații apar noutăți. Vitalie Proca i-a arestat la Moscova și pus sub acuzare pentru tentativele de asasinat de la Londra și de la București. Îl contactăm din nou pe Ion Druță și îl întrebăm cum îl va afecta această arestare. Deloc, răspunde el, pentru că nu ar avea nicio legătură cu Proca, iar în cazul în care s-ar fi simțit amenințat, i-ar fi fost foarte ușor să-l lichideze chiar în închisoare. Nu am niciun teme de Proca sau nu știu și dacă era Proca legat în casă sau eu eram legat cu Proca, eu dau un sunet așa la Moscova și spun așa, am nevoie de un ajutor, am înțeles și la revedere, nu trebuie să plătesc un ban și nu trebuie să mă duc în mod și duc și la Proca de mod. În schimb, arestarea lui Proca pare să devină o problemă serioasă pentru Renato Usati. Omul de afaceri reușește să obțină o listă cu convorbiri telefonice, din care reiese că avocații lui German Gorbunțov au intrat în contact cu presupusul asasin aflat în închisoare și se teme că aceștia încearcă să-l convingă pe Proca să depună mărturie împotriva lui Usati și a partenerilor săi de la căile ferate din Rusia. E cunosc din nou? Știi cu numărul ăsta? Nu. Numărul ăsta e al lui Alexandru. A, deci avocatului, nu? Nu avocatul, ăsta care conduce din spate cu toți avocații. Este o persoană numită de trafic de influență care este legat cu unul din FSB. Ăsta i-a promis lui Gorbunțov că îi hotărăște dosarele în Moldova, că o să-l f***e pe Renato Sati, că o să mă bage la pușcărie, e idiotul ăsta. În aceeași listă de apeluri apar și multe numere de telefon din Moldova, la care s-a vorbit exact în perioada în care Vitalie Proca era arestat. Reporterii Rise au sunat la unul dintre numerele desapelate și a răspuns Ion Druță.
Alo? Da. Salut, Vane. Ce faci? Salut, salut. Dar ce fac? Apare de 16 ori numărul în convolbil. Da. Eu n-am ce ascunde. Bun, cum să facem? Eu sunt acum în centru. Sunt chiar pe lângă Nistru Cafe, zi-mi unde să vin și vin. Până să aibă loc întâlnirea, aflăm că Renato Usati a intrat în panică și a declanșat propria lui investigație în lumea subterană a crimei organizate, unde are conexiuni și prieteni vechi. Dator i-a rămas numărul 2 al grupării Patron, care l-a ajutat acum să ajungă la Ion Druță, care însă e de părere că toată agitația lui Renato Usati poate deveni periculoasă pentru omul de afaceri. Nu vinuiești cu toate problemele astea. Nu mă întrebați pe mine, zic, lămuriți-vă, cătați, vedeți, Chișinău e mare, Pristinov tot e mare, Rusia e mare, nu știu cine acolo, comandat și-a făcut. Eu cred că părerea mea că dacă era asta, dacă eram eu și eu aici, cum se merge vorba că sunt intermediar, eu cred că intermediari, într-așa caz, nu trăiesc mult, așa că eu n-am cu inima oricum liniștită. N-am nici să mă tem. Nu trăiesc mult, killerii, profesia lor e pe scurtă durată. Așa după cât știu. Am început să caute și mă bine. Și mă ne pui mâine asta, mărlec scăpșeala. Că dacă se răspustră, să audem asta și cineva aude. După mai multe întâlniri cu reporterul Rice, Ion Druță devine tot mai explicit. În cazul nu sunt intermediar. În cazul ăsta mi-a băgat nasul de la bun început cu legătură cu prietenii ăștia mei. Ion Druță se referă la un fost militar cu origini ucrainene care se ascunde în Transnistria. E cunoscut sub numele de Oleg și are o întreagă echipă de mercenari care lucrează pentru el. Acesta ar fi omul care i-ar fi trasat lui Proca sarcina de a-l elimina pe Gorbunțov, dar nu fără știrea lui Pisateli. Adică lucrează cu niște secrete. Vezi, Băuc, lucrează acolo, la un nivel foarte mare, în care e tipul asta este Ucraina, Rusia, Pristinov, este un matar cu tare război acolo. În mai precis, Pisateli spune că sunt foști luptători implicați în sângerosul război din Transnistria din 1992, când regiunea separatistă încerca să se desprindă de Moldova și să se alipească la Federația Rusă. Transnistria, un teritoriu cu instituții fragile, lipsite de autoritate, ocupat încă de armata a 14-a a Rusiei, e folosită ca refugiu pentru numeroase grupări infracționale. Faptul că intermediarul care a comandat asasinatul de la Londra s-ar ascunde acolo pare plauzibil. Situația lui însă nu mai e sigură. Practic, și Satelit spune că Oleg, brokerul din Transnistria, se țin acum, pentru că Broca a făcut greșeli multe. Cea mai gravă fiind aceea de a se lăsa prins. Asta a expus tot lanțul și intermediarii, adică cel din Transnistria și pe ăsta de aici, dar evident și pe beneficiarii, pe cei care au comandat omor. În contextul ăsta, Pisateli spune că ar putea să ne asigure o întâlnire cu Oleg și că el ar putea vorbi, pentru că el se teme acum. Încercăm acum să ajungem la Oleg și pentru asta apelăm tot la Ion Druță. El spune că ar putea să ne pună în legătură, pentru că îl cunoaște bine și îi e dator. Foarte periculos, adică e foarte... El trebuie cumva de dus să cotrasc sângă. Eu dintr-o parte îi fac și adică al apăs tare, știi ce înseamnă? La perioadă. Uite, l-am apasat la maximum. Acum el trebuie să iasă la sânguri, la voie. Ion Druță se ține de cuvânt. Câteva zile mai târziu îi aduce reporterului un telefon mobil care conține un film video a mercenarului Oleg. Nu am reușit să verificăm autenticitatea lui Oleg sau a versiunii sale asupra evenimentelor, dar mărturia sa este despre tentativa de asasinat asupra lui Gorbunțov. Меня зовут Олег. Я хочу сделать заявление по поводу покушения на Гробунцова в Лондоне. Что меня побудило на это? Антонов открыл охоту на меня. Говорю с закрытым лицом, потому что пластическая операция. В середине января 2012 года я получил аванс-адрес Гробунцова для его устранения, в прямом смысле. Все это я получил от Антонова. Куда то Горбунцов заказал Антонова. Поэтому Антонов помирился с ним, чтобы ему отомстить. Хочу обратиться в органы официально
но пока не знаю, кто меня может обеспечить максимальную гарантию. Антонов и его сын хотели меня убрать. Мне нечего терять. Prin urmare, adevărul lui ar fi acesta. Ordinul de asasinat l-ar fi primit de la Alexander Antonov, bancher rus și fost partener de afaceri al lui German Gorbunțov. Alexander Antonov a fost el însuși ținta unei tentative de asasinat în anul 2009, caz neelucidat până astăzi, dar în care poliția moscovită l-a audiat inclusiv pe German Gorbunțov. În ianuarie 2012, cu două luni înainte de atentatul de la Londra, Alexander Antonov a făcut o deplasare în Republica Moldova, unde a intrat din Transnistria, locul unde se ascunde Oleg. O arată documentele obținute de reporterii RISE de la Serviciul de Grăniceri din Moldova. Ei au înregistrat o singură ieșire a lui Antonov din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că a intrat în Moldova din regiunea separatistă Transnistria, exact în perioada în care Oleg, adică mascatul din filmul nostru, spune că l-a întâlnit pe Antonov în Tiraspol. Ca să verifice identitatea lui Oleg, de care știa de la Pisateli, omul de afaceri Renato Usati încearcă să pună în mișcare cercul său de prieteni influenți, format inclusiv din procurori și agenți de securitate moldoveni. Acum ar fi pe Moșneagă sau pe Bratunov? Eu pe Moșneagă. Nelipinesc survivor, da? Cât mă râd, e important. Eu ați nelipinut în timp de câteva ore, Mihai. Tot de la procurorii moldoveni, Usati obține sute de interceptări cu discuțiile telefonice ale lui Ion Druță Pisateli. Conspirativ, la miezul nopții și înconjurat de bodyguards, Usati vine la o nouă întâlnire cu reporterul RISE ca să-i mâneze datele. Eu am coordonat cu procuratura, i-am băgat prin niște indivizi al de bucătarul Miami de o grămadă în Republica Moldova, să-i transmită lui patron la București, lui Druță, să-i spui, eu le-am transmis din partea mea personală. Scoie boilor, voi dacă nu dați omul care o comanda, voi sunteți deja dușmanii mei, că știu că eu nu-s dus la biserică și cu mine nu pot glumi cu... Dacă mă pune pe capul lor, și patronul să ajungă la Chișinău și Druță și Bărețunul. Usati își folosește relațiile și pentru a ajunge la judecătorii care conduc procesul triplei crime comise la comanda lui Ion Druță de Robert Gârleanu și speră că, astfel, ar putea să-l vadă pe Druță arestat și vulnerabil. Gârleanu are influență asupra majoritatea de judecători, ca dorind să apiesă la judecător, că judecătorul să-i dă arest, că el altfel o să meargă, o să dă bani, cum a mai dat și prima dată când l-au eliberat. În 12 iulie 2012, Ion Druță Pisateli chiar primește o sentință de 20 de ani de închisoare în acel dosar. Autoritățile moldovene au bifat momentul printr-o conferință de presă festivă. Astăzi avem o ocazie foarte bună pentru a felicita poliția pentru o realizare importantă de captura a unui membru a grupărilor criminale și a unui personaj renumit în mediul criminal al Republicii Moldova și nu numai. În aceea zi de 12 iulie, poliția română emite și ea un mandat internațional de arestare pe numele lui Ion Druță pentru atentatul din București, comis, susțin anchetatorii, de Vitalie Proca. Druță Ion a venit în București și l-a ajutat pe Proca Vitalie să se cazeze. În mod cert a rămas o noapte aici cu el, fără îndoială oferindu-i și unele informații despre unde se găsește ținta. Nu cele mai bune informații, după cum bine s-a văzut ulterior. Săraca noastră victimă nu avea nimic, niciun motiv pentru care să fie împușcată. Pe Druță Ionii s-a reținut o complicitate la tentativă de omor deosebit de grav, în concret el fiind cel care a intermediat legătura dintre frații Mararu, instigatorii, și Proca Vitalie, autorul tentativei de omor din cartierul Vita. Mihai a rămas în legătură cu brokerul de asasin implicat în cazurile din Londra și București, Pisateli, deși acesta este prizonier într-o închisoare de maximă siguranță. Cu temutul interlop în închisoare, situația devine tot mai tensionată în Chișinău. Usati e îngrijorat. A aflat că reporterii RISE investigează inclusiv legăturile lui cu procurori, lumea interlopă și contractorii căilor ferate din Rusia. Stai, Renato, că cu căile ferate ruse... Acum... Mihai, eu mă hrănesc acolo, parcă, înțelegi? Eu mă trebuneam, trebuie și am acolo unde mă hrănesc, înțelegi? Da, înțeleg. Și acum îți dai seama că par eu în filmul ăsta, că mâine acolo deja o să fie gălăzit la Moscova. Cine a scris, cum a scris, da?
Curând, echipa RISE descoperă că e urmărită prin Chișinău de persoane dubioase. Serviciile secrete din Moldova sugerează ca reporterii să verifice atent în fiecare dimineață mașina cu care se deplasează, pentru că nu e exclus să fie plasate bombe. Deși aflat la Moscova, la 1000 de kilometri de Chișinău, Usati sună și el ca să atragă atenția că are informații despre toate mișcările echipei. Când ați intrat în țară, pe 21 cu mașina, deci iau mașina, iau planul la apartament de stat, spun că e apartamentul cu conexiune din două. Unul cu aer și cu două de aia. Deci uite atent. Deci cu tine este acum acolo ăsta... Asta, Sărnăchi, da? Da. Grupul tehnic trebuie să meargă la ora 9 seara. Să instaleze camere video la intrare la scară. Eu am la tine o propunere. Du-ți tu la București, oriunde te duci tu pe câteva zile. Ne-am întors și l-am sunat pe Alexandru Antonov, omul despre care Oleg a spus că ar fi comandat asasinatul lui Gorbunțov. Hello. My name is Mihai Mbunteanu. I'm a journalist. I would like to talk to you on German Gorbunzov's case. Yes, but the thing is that we have some information about you, which are... No comment. Okay, thank you, sir. I-am arătat filmul și lui Gorbunțov. Iată prima reacție. Ce to je получило от Антонова? Ce părere aveți? Ar exista vreun motiv serios pentru care Antonov să fi comandat uciderea dumneavoastră? Ну, у меня есть расписка Антонова на 40 миллионов долларов, которые он не должен. Но я самый лояльный, я, наверное, самый лояльный кредитор на земле, потому что я его не дергаю, пока он не заработает, пока для него это не будет, так сказать, легко мне отдать. А так не знаю. Când l-am vizitat în Londra, Gorbunțov ne-a spus că Antonov s-a deplasat în acea perioadă în Republica Moldova cu afaceri și a reafirmat credința că Usati e cel care l-a vrut mort. Я не могу вписать в эту ситуацию Антона, да? Может быть, его, так сказать, подставить, может быть, нет, я не знаю, да? То есть человеческие выше в голову не залезешь, да? El spune că a încasat de la ca avans de la Antonov pentru lichidarea dumneavoastră 200.000 de euro ca avans. Я слышал, что 500 за меня предлагал Ренат. Да. Я думаю, этот тендер очевидно Ренат выиграл. Nimeni nu știe așadar cine a comandat asasinatul bancherului rus. La aproape 3 ani de la incidentul de la Londra, poliția britanică și Scotland Yard susțin că încă mai investighează tentativa de asasinat asupra lui German Gorbunțov. Cazul rămâne deocamdată nerezolvat. Aflat în continuare la Londra, bancherul rus nu e anchetat. A fost emis un mandat de arestare în Republica Moldova pentru tentativă de omor asupra lui Renato Usati și de lapidarea Universal Bank Chișinău. Suspectând că ar putea fi torturat, judecătorii britanici au decis să nu aprobe cererea de extrădare. Suspiciunea magistraților nu e neîntemeiată. El dacă ajunge în pușcărie moldovenească, atunci Mihai Ion p***a mi lăsă să dau și omor la comandă, bine. Înțelegi? Și bani furați. Adică, crede-mă, el pentru mine e un animal. Partidul pro-rus, condus de Renato Usati, a fost interzis de justiția de la Chișinău cu doar câteva zile înainte de finalul campaniei electorale. Autoritățile acuză mai mulți lideri ai formațiunii politice de extremism, spălare de bani, dar și de legături cu gruparea paramilitară Antifa. Gruparea se pregătea să organizeze o lovitură de stat imediat după alegeri. Poliția a găsit armament, muniție și echipamente ilegale de spionaj în mai multe locații secrete din toată țara. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a reacționat public în apărarea lui Usati. Vitalie Proca, presupusul asasin, a fost între timp extradat din Rusia în România, unde este judecat pentru tentativa de asasinat de la București.
Ion Druță, alias Pisatelii, a fost eliberat după doar 7 luni de detenție pentru că instanța a decis rejudecarea cazului. La scurt timp, deși era vânat de Interpol pentru crime și trafic de arme, Pisatelii le-a vândut reporterilor Rise un lansator de grenade antitank și un pistol semiautomat în plin centrul Chișinăului. Pentru această tranzacție, Pisatelii a și fost din nou arestat în noiembrie 2014 în Moldova.